Zice, hai să vedem ce decurge din asta. Și dintr-o dată spune, păi uite, ca să fii consecvent înseamnă că aperi toate drepturile civile, aperi toate libertățile, de genul orice fel de crimă care nu are victime, ar fi consumul de alcool sau droguri sau prostituția. În fine, acțiuni fără mai victime. Acțiuni fără victime. Da, astea... Simțământul... Astea... Poate fi și asta, că nu te, te închin în numele la biserică. Asta e o chestie fără victime. Tu nu faci victime când nu te, ești ateu și nu te duci la biserică. Tu nu faci victime. Da, corect. Poți spune că enervezi niște oameni. Cel mult. Da. Dar nu, nu e agresiune în sens fizic. Asta e important de reținut. Libertarienii au în vedere agresiunea fizică. Modelul, prototipul e violul, de exemplu. Da, exact asta vreau să zic. Vorbim de inițierea violenței, nu de agresiune în sens de, nu știu, unul are o super mașină, eu n-am, sunt invidios pe ăla, mă roade invidia, mă chinuie și n-aș spune că e o agresiune în sens rodbartian. Adică am o stare psihică de disconfort că ăla o duce bine și omul, dar nu e agresiune. Agresiunea e când nu-mi trage o palmă, de exemplu.